Am amintiri foarte, foarte vivide din copilărie în care ne uitam la televizor, la jocurile olimpice. Și toate acestea ne-a luat în vraja ei. Peste tot în televizor asta am putut să vedem. Pentru transparență trebuie și să spun că în sărăcia de atunci, după Revoluție în Cluj, am avut un canal de televizor, dar totuși și acest canal ne-a luat complet atenția și am intrat în lumea aceasta. Și acum, în zilele de azi, cu tot sistemul de lucru, abia am aflat prin coincidență dintr-un articol din New York Times că în Tokyo se află Jocurile Olimpice. Și am aflat de faptul că renumită sportivă Simone Biles, cu mereu medalioane de aur, și-a întrerupt în etapele ei sportive acum în Tokyo. Și mi-a pus o mare întrebare și m-am mirat ce s-a întâmplat. Și cu siguranță unul din fenomenele care au creat această realizare și condiție au fost probabil prin create și stadionele goale. Prin faptul acesta că nu era tot suportere acolo, este mai ușor de a întreba pentru cine fac toate acestea, de ce fac toate acestea. Și aș fi spus în reportaj, nu vreau să fac asta pentru alții. Și în ultima vreme este în era și Naomi Osaka, de renumită sportivă de tenis, care a vorbit clar și direct despre suferința ei interioară în acest sport de performanță. Sau Nigel Houston, care a fost un skateboarder mondial, că tot așa acum în Olimpiade a vorbit despre suferințele lui. Și este important să realizăm această dinamică. Este important că noi care ne ocupăm cu tratamentul sufletului și minții, să vorbim clar că în spatele, în umbra fiecărui învingător, sunt nenumărate de oameni care au pierdut. Și acest person care a învins, de multe ori nu ajunge. După aceea este următoarea etapă de a trebui câștigat. Și până la urmă nici nu ajunge să fie cineva campion mondial. Apoi vin întrebările, de câte ori în șir a fost cineva campion mondial? Și la rândul ei apare fenomenul în care și câștigătorul pierde și la tot și la în sfârșit majoritatea persoanelor au o percepție de pierdere. Și aici nu este vorba despre sportivi de performanță. Este vorba de noi, despre cultura și civilizația noastră de acum, în care instalăm o astfel de mentalitate în care totul, sau foarte, foarte multe, este despre câștigat, de a învinge sau cumva pierde ceva. Am putea să uităm și la copiii noștri care se joacă. Dacă cineva câștigă, este neapărat un mare eveniment, neurochimic, și dacă cineva pierde, un copilaj de 3 ani, 4 ani, 5 ani, este într-o supărare enormă și suferință enormă. Și societatea noastră ce învață copiii nu este să un fel de doliu interior în care metabolizăm ce s-a întâmplat, ci mai degrabă ne învață cum să îngropăm aceste experiențe. Cum să nimeni din jurul nostru să nu vede, să nu vadă suferința noastră. Și mă întreb, până la urmă, despre ce este vorba? Este vorba de o dorință naturală de a fi iubit, de a fi înțeles, de a fi acceptat. Și felul în care am învățat în acest sistem este
prin performanță, de a cumva a experiența o admirare. Dar dorința noastră de iubire, de acceptanță, să compensăm prin admirare, este ca și setea noastră să încercăm să învingem cu apă sărată din mare. Niciodată nu fie de ajuns. De câte ori trebuie să suferim, de câte ori trebuie să fim martori de astfel de suferințe interioare, până când realizăm că avem nevoie de alte căi. Avem nevoie de un curaj când începem să vorbim foarte transparent despre aceste fenomene. Curaj de a începe să alegem în loc de împotriva cuiva, să alegem împreună cu cineva. Avem nevoie de curaj să trăim pasiunile noastre adevărate și nu pentru alții, ci pentru interiorul nostru. Și atunci să fie chiar și un cadou și pentru ceilalți. Și pentru asta doresc pentru toți să avem binecuvântările, puterea și curajul să mergem pe drumul nostru interior din inimă. Mulțumesc!